Alo? Așa. Deci, dragule, tu spui că ești în clasa a 5-a, da? Și din Iași parte, nu? Da, din Iași. Așa. Hai să te numești cum, te rog? Mihai. Mihai. Mihai e din clasa a 5-a de la Iași. Și tu îmi propui acum să facem o problemă de pe care o ai tu acum. Din nou, spune-mi, te rog, ce note ai tu la matematică? Am până acum 30. Excelent! Dar aștept de la tine o problemă frumoasă, dar să spun un lucru. Eu nu știu dacă am să ți-o pot face la un copil de cu 2 de 10. E posibil ca să fie o problemă foarte, foarte frumoasă. Și eu, cum nu știu problema, îți spun de la bun început că s-ar putea să nu reușesc la prima citire. Dar eu îndrăznesc să fac treaba asta. Îndrăznesc să, mă rog, să pornim la... Vreau să te anunț un lucru. Să știi că m-am organizat și vom face înregistrarea filmului acesta. Deci voi face înregistrarea discuției pe care o purtăm la telefon. Am pornit camera mea de filmat. De, chiar așa, tu cum ai descoperit pe mine? De unde știi de mine? Păi, căutam problema cum să o rezolv pe internet și am dat de dumneavoastră pe YouTube. Așa. Și am intrat pe site și am văzut numărul de telefon și m-am gândit să vă sun. Bun. Dar tu ai văzut acolo că eu am la clasa 5-a probleme puse acolo? Sunt vreo 140... N-ai găsit o chestiune în legătură cu problema ta, da? Da. Bun, bun, excelent. Colegii la școală nu ți-au spus că există prof online pe internet? Nu, nu mi-a spus. Profesor sau profesoara aveți voi? Profesoara nu v-a spus că există prof online? Nu, nu v-a spus. Dar să știi că sunt în jur de 4 milioane de accesări în momentul de față. Deci foarte mulți copii mă solicită să stau de vorbă cu ei, să le rezolv probleme, să... Eu am scos video manualul matematic, cred că l-ai văzut acolo, sunt la clasa 5-a două volume. Da, da, am văzut. Ai văzut pe pagina acolo. Bun, dragule. Acum, știi ce? Eu pun mai pe cretă, sunt în fața tablei, tu ești acolo în Iași, eu în fața tablei, să încercăm să vedem care este problema, deci să-mi o enunți și să vedem dacă și reușesc la prima citire să ți-o fac. Dacă da, dar încă ce, spun un lucru de la bun început. Nu știu dacă am să reușesc, dar am nădejde că tu mă vei ajuta. Noi vom purta o discuție și s-ar putea ca să o putem rezolva împreună. E bine? Da, da. Vă dictez. Haide, haide. ...1993. De cifre, nu? Da, ale numărului. Cifre. Ale numărului. 1990. La putere 1992. Să aflăm ultimele 1993 de cifre. Da. Băi, fii atent ce mi-ai făcut aici. M-ai pus într-o încurcătură. Deci, mai citește o dată. Știi ce fac eu? Hai să-ți povestesc. Atunci când nu mă pricep foarte bine și nu înțeleg, nu mi-e clar cum să debutez în problemă, încerc să câștig un pic de timp citind o dată și de două ori și de trei ori problema. Poate, poate îmi vine vreo idee. Deci, spune încă o dată tu. Bun. Hai să ne gândim așa. Fii atent. Urmărește-mă. 1990, dacă ar fi la puterea a doua. Deci noi plecăm și noi. Vezi, tragem de timp. Dacă ar fi la a doua, ce părere ai tu? Cam care ar fi ultimele cifre la 1990 la puterea a doua? Zi, încearcă și tu, hai că să vedem. Na, am zis că facem împreună problema. Zero. C-
Câte zerouri crezi că are numărul ăsta? Nu, hai să vedem așa. 1990 se poate scrie așa. 199 ori 10. E bine? 199 ori 10 face 1990? Da. De acord? Ești convins de asta, da? Da, foarte bun. Bun. Totul la a doua. Da? Totul la a doua. Cum se ridică un produs la o putere? Hai să vedem, hai să vedem amândoi. 2 ori 3, totul la a doua. Cât ar face? 2 ori 3, totul la a doua. 2 ori 3, totul la a doua. Înseamnă, de fapt, 6, că 2 ori 3 fac. Asta chiar trebuie și 2 ori 3. Deci 2 ori 3, totul în paranteză la a doua. Face 6 la a doua foarte bine, care face cât? 36. Da, care înseamnă de fapt 36 înseamnă 4 ori 9. Da. Care înseamnă de fapt 2 la a doua. Ori 3 la a doua. Da. Fii atent ce șmecherie am descoperit noi. Cum se ridică un produs de două numere la o putere? Se ridică fiecare, vezi și 2 la a doua și 3 la a doua. Deci, a ridica un produs de două numere la o putere înseamnă a ridica fiecare din membrii produsului la acea putere. Acum te întreb, cât va fi 5 ori 4 totul la puterea a 3-a? Deci, spune-mi tu cât face asta. 20 la 3. 20 la 3 sau mai poate fi scris, după ce am descoperit noi, 5 la a 3-a? 5 la a 3-a. Ori, zi tu. 4 la a 3-a. Deci fiecare, da? Da, da. Fiecare la puterea respectivă. N-ați învățat operație cu puteri? Operație cu puteri. N-ați învățat? N-ați făcut? Încă nu. N-ați făcut încă. Iată că eu mă gândesc acum să-ți facă chestia asta și urmărește-mă mai departe. Deci 5 ori 4 totul la a 3-a. Însemna 5 ori 4, 20, cum ai spus tu, la 3, dar după ce am descoperit noi că 2 ori 3 totul la 2 înseamnă 2 la 2 ori 3 la 2, înseamnă fiecare dintre membrii produsului la acea putere, înseamnă că aplicăm și chestia asta ca observații și în cazul nostru, da? 5 la 3 ori 4 la 3. Hai să iau și altfel. Te rog să-mi spui 5 ori 4 totul la 3 s-ar mai scrie și astfel. 5 ori 4, încă o dată mulțit cu 5 ori 4, nu așa? Da. Și mulțit încă o dată cu 5 ori 4, pentru că de 3 ori îmi spune exponentul să repet, da? Da. Și cât înseamnă? 5 de câte ori a apărut așa în înmulțire? De 3 ori. Adică înseamnă 5 la 3, da? Nu așa? Da, 5 la 3. Ori? Și 4 de câte ori a apărut? De 3 ori. Adică? 4 la 3. Vezi? Am descoperit chestia asta. Fiecare la puterea respectivă. Deci a ridica un produs la o putere înseamnă a ridica pe fiecare la puterea respectivă. Hai să ne întoarcem undeva, ne-a rămas 999 ori 10 totul la a doua. Da. 199 ori 10 la a doua, ce înseamnă? Cât face? E un produs de doi termeni la o putere. Cum se ridică? Deci după observațiile făcute, cât ar însemna? 199, 199 mai întâi la a doua, fiecare, mă. Mihai mi-ai spus parcă, nu? Sau cum? Da, da, da. Păi Mihai, nu fiecare la acea putere, numai așa am dovedit mai devreme. Deci 199 la a doua, ori 10 la a doua. Da. Nu ți-e clar. Mai insist un pic. Da. N-am făcut bine? Așadar, deci a ridica un produs la o putere înseamnă a ridica pe fiecare în parte la puterea respectivă. Dacă ar fi fost la a 5-a, înseamnă la a 5-a, 199 la a 5-a și 10 la a 5-a, dar la a 2-a la noi, da? Și deci face cât? Egal mai departe, cu 199 lăsăm la a 2-a, ori 10 la a 2-a cât face? 10 la 2-a
100. 100. Și egal mai departe, cum se mulțește un număr cu 10, 100, 1000? Ar veni 190. 19.900 la puterea a doua? Nu putem, că nu știm foarte bine cât face 199 la a doua. Trebuie să mulțim 199 ori 199 și s-ar termina cu 20 ori. Deci ar face un număr cu multe cifre, nu știu câte cifre, 199 ori 199 ar da vreo 5-6 cifre și în capă s-ar termina cu 20 ori numărul respectiv. Cu bară deasupra, așa se scrie, parcă știu eu. Da, cu bară deasupra. Ca să înțelegem că e vorba de un număr. Deci ar fi un număr cu mai multe cifre, dar la sfârșit ar fi cu 20 ori. Da. Hai să ne întoarcem încă o dată. 1990 1990 la puterea a doua înseamnă egal cu un număr format din mai multe cifre, punem puncte, iar la sfârșit două zerouri. Bine? Deci este un număr cu multe cifre, iar la sfârșit două zerouri. Bun. Mergem mai departe. 1990 la a treia. Cum va fi scris? Cum va arăta 1990 la a treia? Așa. Și la urmă cu 3 zerouri. Excelent! Bravo, Mihai! Cu 3 zerouri. Dar la a patra. 1990 la a patra egal cu mai multe. Așa. Deci egal cu un număr din mai multe cifre și la sfârșit 4 zerouri. Excelent! Fii atent acum. Dar dacă ridic pe 1990 la 1992? 1990, cum ai cerut tu, totul la puterea 1992 va fi un număr cu foarte multe decimale, puncte, și câte zerouri în coadă? Perfect! 0, 0, puncte, 0 și punem dedesubt de 1992 zerouri. Să înțelegem bine că avem în coadă 1992 de zerouri. Mihai, ce mi-ai cerut tu? Mi-ai cerut nu 1992 de cifre. Așa? Păi, excelent, excelent. Dar dacă tu mi-ai cerut treaba asta, eu cât am reușit să-ți aflu, Mihai? Câte? Zic. 1992. Mai întrebi câte cifre să mai aflu ca să mă duc până la numărul de cifre cerut de tine? O singură cifră. O singură cifră. Mihai, acum. Ultima, cifra asta de înaintea zerourilor, este generată de 9. Uite, că 9 se joacă. 9 la 1 cât face? 9 la 1? 9. Dacă va fi 9 la a doua, cum am avut la un moment dat 1990 la a doua, s-a terminat cu două cifre, da? Da, 81 9 la a doua. Și 9 la a doua face 81. Deci înaintea celor două zerouri, când am ridicat la puterea a doua, înaintea celor două zerouri punem 1, da? Te întorci acolo, când a fost 1990, la puterea a doua, am vorbit noi, da? Și vezi acum, când am ridicat la a doua, am găsit ultimele trei cifre. Vezi? Șmecheria. Eu acum mă întorc pe parcurs, că vreau să găsesc cifra dinaintea zerourilor. Că dacă am să găsesc și vreo șmecherie, înseamnă, Mihai, că ți-am răspuns la problemă. Da. Bună ideea? Foarte bună, excelent. Cum ai spus că este? Da, dragule, așa este excelent. Vezi când ne descurcăm? Amândoi putem face problema. De unul singur nu reușesc. Vezi că tu participi, ești rezolvitor la problemă. Da. Asta e, mă. Mihai, hai să la a treia. Te rog, deci la a doua s-a terminat cu 1 la sfârșit, da? Da. Că a făcut 81. E bine? La a doua. Da. Ce înseamnă 9 la a treia?
9 la 3 înseamnă 9 la 2. 9 la 2 ori 9. 9 la 2 ori 9, da? Iar 9 la 2 cât a însemnat? 9 la 2 înseamnă 81 ori 9. Ori 9 care 729. Mihai, nu mă interesează 72 în față. Numai 9, că e ultima cifră. După asta sunt nebunii să alerg. Eu alerg după cifra asta, că asta mă interesează, da? Da. Hai, fii atent acum. 9 la 1 s-a terminat cu 9, da? 9 la 2 s-a terminat ultima cifră cât? 1. 9 la 3 egal cu puncti, puncti. Excelent, Mihai. Excelent. 9 la 4 cât crezi că va da? Vă dau un număr mai lung, puncte, puncte. Și ultima cifră vreau să văd dacă te-ai prins. Stați un pic. 9. Adică 9 ori 9 ăla. Și dă 1. Da, mi-a dat acum 1. Corect, nu? Corect, corect. Bun. Vă observ că 9 la o putere are lungimea ciclului de 2. Da. De 2 unități. Bine? După 2 se repetă. Că știi că 2 la 3, 2, 2 la o putere se repetă parcă după un ciclu de lungime 4. Da. Ai făcut la clasa asta? Da. 3 la o putere se repetă parcă după un ciclu de tot de 4. Da. Eu nu mai știu că na, sunt ani de când am terminat eu, când am terminat clasa a 5-a, știi? Sunt mulți ani, foarte mulți. Dar hai să ne întoarcem aici. 9 la 1 fac 9, 9 la 2 se termină cu 1, 9 la 3 se termină iar în 9, 9 la 4 se termină în 1. Deci la multipli pari se termină în 1. La multipli impari, 1, 3 se termină în 9. Te rog să spui cât, la cât se va termina 9 la puterea 725. Care e ultima cifră? 9 la puterea 725. Să nu crezi, să nu te-a pus să faci mulți de acolo, că nu îl poți. Nu, nu se poate așa, merg la până mâine. Nici mâine nu termine. Cât? E, nu, atenție, 725, ce fel de număr este? Ce fel? Par sau impar? 725 e număr impar. Și numerele, când exponentul este număr impar, în cât se termină? Când e 1, când e 3, când e 5, când e 7, în cât se termină? 1. Corect! Puncti, puncti 9. Pe noi asta ne interesează. Da. Dar dacă spun așa, 9 la puterea 462 va fi un număr cu foarte multe cifre, dar care va avea ultima cifră cât? Asta e bărbat. E bine 1? Goa, măi, așa, așa este. 1. Perfect. Ești tare. Excelent. Hai să vedem acum, să ne întoarcem la noi. 1990 la puterea a treia are 3 zerouri, dar fiindcă e 9 la a treia care îmi dă cifra din față, spunem 9 la a treia cât face? Ultima cifră cât este? 9 la a treia, ultima cifră e 9. 9, excelent! Mihai, la 1990, care avea 3 zerouri în coadă, imediat în fața zerourilor pui pe 9. Bine? Da, foarte. Bun. La 1990, la a patra, câte zerouri avea? 4 zerouri și ar veni 9 la a patra. 9 la a patra, care îi... La pute... 1, mă, excelent! Acum, la 1990, la puterea 1992, 9 acela la 1992, ce cifră îți indică ție? Cifră pare. Și înseamnă că se termină în... Excelent, excelent. Și la toate cifrele de 1000, de zerouri la sfârșit, la cele 199 de zerouri, mai ai una acum, Mihai. Și cât te faci în total acum? Cât ai făcut? 1993 de cifre. Da, Mihai. Ce mi-ai cerut tu mie? Ce mi-ai cerut? Zi-mi, te rog. Să
Ce părere, am făcut problema sau nu? Am făcut. Adică, concret, care sunt ultimele cifre? Ultimele cifre sunt... 1? Așa, 1, 9, 1, 1. Nu, 1 urmat de câte zerouri? Atenție! Așa. La 1997 a treia 3 zerouri. Da. Și la 1992 este 1 urmat de câte zerouri? 1992. Perfect. Și nu ți-a dat 1993? Nu cumva am răspuns? Am răspuns clar. Cu 1990 la 1992 este un număr foarte lung, foarte lung, dar numărul cifrelor cerute, acele 1993 cifre sunt 1000 de 1992 de ori, 0 repetat. Deci în total înseamnă 1000 de 1992 de ori. În total avem 1993 de cifre. Exact problema pe care am avut-o de rezolvat și așa am rezolvat-o. Mihai, am reușit în clipa asta, în direct, am făcut un film. Tu ți-ai făcut tema de acasă. Mi-am făcut-o. Da? Cu ajutor. Nu, amândoi am făcut tema. Hai să fim cinstiți. Amândoi am făcut problema. A fost la prima citire, noi am dialogat frumos, ne-am înțeles foarte bine. Să știi că e foarte greu, Mihai, să faci prin telefon o problemă. Foarte greu. Așa, îți dai seama, asta mă bucur foarte tare. Dar să știi încă ceva, Mihai. Eu am da drumul pe internet la Prof Online TV, deci există televiziunea Prof Online TV, acolo când mi-ai dat-o pe pagina mea de unde ai luat telefonul, să află video apicultură. Eu sunt și un pasionat apicultor, am chestii, dar bunicii, părinții tăi sau cunoștințe care se ocupă de apicultură, știi ce înseamnă apicultură? Chiar așa? Da, se ocupă cu creșterea minelor. Bă, știi foarte bine, devii și tu mâine un apicultor foarte bun. Deci, prima e video apicultură, primul video matematică și mai jos este Prof Online TV. Da, se ocupă cu apicultura. Ai, nu se poate. Se poate. Băi, nu pot să cred, mă, că se întâmplă chestia asta. Tata e acasă? Tata nu e acasă, e la servici. Bun. Când... Politic, acum nu e acasă. Am înțeles. Când tata ajunge acasă, spune că tu ai stat de vorbă cu Prof Online, că ai descoperit și are un capitol foarte interesant, video apicultură, și să intre, să-l ajuți pe tata să intre. Tata ce lucrează? Ce meserie are? Este poliție de mi-aș. Băi, m-ai pus la încurcătură acum. Păi stai, bă, dar tu, eu discut cu un polițist acum, ce fac eu aici? Ba, mă bucur foarte mult. Spune lui tata că există video apicultura, să intre acolo și să vadă exact ce grad are tata, ca să nu fiu... Nu știu eu, nu mă pricep la grade. Nu, nu mă pricep, asta e. O să-l învăț gradele. Cert este un lucru, că tata poate găsi informații despre apicultură, am inventat un model de stupe, e fascinant ce am putut să fac acolo, dar despre tine, iată, dragilor, în clipa de față, mă adresez tuturor celor care ne vizitează pe noi, sunt vreo 4 milioane și ceva, s-a depășit de câtva timp 4 milioane de accesări, da? Mi-ai? Și cei care văd sunt la videoapicultură părinții și bunicii, iar la matematică copiilor, copiii și nepoților. Păi ce fascinant este, ce minunată chestie se întâmplă acum. Așadar, la videoapicultură, videomatematica și pe unul Prof Online TV este de desubt acolo. Ai dat acolo și vezi că există și Prof Online TV? Da, da. Și dacă dai click aici, aici dați click, vei vedea, Mihai, că acolo rulează filme cu matematica dimineața de la ora, nu știu, 8 parcă, până seara la 9, matematică este acolo și până noaptea pentru apicultură, că bătrânii mai pot sta mai târziu și vadă și apicultură. Dar cei tineri le-am fixat acolo prima parte. Mihai, am o idee, am o chestie care trebuie să spun. Să știi că în curând Prof Online TV va emite o temă foarte interesantă. Tema pentru a doua zi. Așa cum tu mi-ai cerut acum
Am făcut la telefon, vezi, lecția, eu o să mă organizez și să fac lecții cu tema pentru a doua zi. Nu neapărat am să ghicesc lecția respectivă sau exercițiul respectiv 100%, că na, la nivelul țării toți copiii fac, mă rog, lecții cam într-un anumit fel, o anumită temă. Dar dacă găsim un exercițiu de ăsta care l-am făcut cu tine acum, tu vei putea să faci unul asemănător. Dacă o să fie 1990, nu, 1980 la puterea 1993. Păi seamănă. Ce am modificat doar baza, am zis 1980 la 1983, 1993 și atunci ce se va întâmpla? 8-ul acela va da cifra în completare. Cum o dat 9, dă 8-ul. Sau dacă în loc de 1990 pune 1970, zice, 70. Atunci 7-le este cel care își aduce contribuția, nu? Deci vezi tu că dacă facem un anumit model, copiii se vor prinde, vor înțelege. Și știi ce îmi spuneau copiii, cei care mă vizitează pe internet? Spuneau că matematica cu proful online este dulce ca mierea. Deci eu o prezint într-un limbaj, o să vezi filmul, ține minte că noi acum am înregistrat tot filmul acesta, o să vezi filmul și din film vei vedea mult mai bine tot ce am discutat noi. Noi acum am făcut o discuție la telefon, dar... Când ați postat filmul? În noaptea asta. Noaptea asta, mâine dimineață îl vezi pe internet. Am să-l rog pe fiul meu, care este informatician și administratorul blogului, să-l poată pune cât mai repede. Să-l pună cât mai repede filmulețul acesta. Bine, Mihai, nu mai te țin la telefon, că ai consumat destul de impulsuri. Ce să spun? Mă bucur mult că ai sunat. Și spune tuturor colegilor tăi, prietenilor tăi, peste tot în școală, mergi mâine cu căciula în mână și spune, băi, voi știți că am stat de vorbă cu prof online? Cine e prof online? Hai să-l vedem. Și el m-a ajutat și m-a făcut problema. Bine, Mihai, la revedere, seară bună!